Tema pensiilor speciale a fost adusă din nou în discuție, chiar cu două săptămâni, mai puțin de două săptămâni de alegeri. Am văzut că a strânit ample reacții și, pe de o parte, acuzații între partide. Există multe semne de întrebare în ceea ce privește aceste pensii speciale ale parlamentarilor. Profit de prezența dumneavoastră alături de noi să lămurim câteva aspecte și aș începe eu cu faptul că dacă produce, da, o întrebare care este acum pe buzele multora, produce efecte aceste demisii ale parlamentarilor. Am văzut demisii și la PSD, am văzut demisii și la parlamentarii USR. Produc efecte aceste demisii? Produc efecte categoric, în primul rând, arătând voința de a elimina pensiile speciale, cel puțin din perspectiva PSD. Președintele partidului a făcut același gest de onoare pe care l-a făcut și numai cu 4 ani. În ultima zi de mandat a demisionat tocmai pentru a arăta că nu este, să spunem, susținătorul acestui tip de pensie. PSD a făcut mai multe demersuri pentru a elimina pensiile speciale, pentru a le impozita, demersuri care s-au oprit la un moment dat la Curtea Constituțională. Pensiile speciale, a spus Curtea la un moment dat, anumite categorii cel puțin nu pot fi eliminate, dar pot fi impozitate. De aceea PSD a propus un proiect de lege de impozitare progresivă a pensiilor speciale. Am văzut ipocrizia PNL pusă din nou pe masă. Sunt câteva voci foarte, spunem, prezente public, susținători ai cauzei eliminării pensiilor speciale, de la PNL în mod particular. Am pus-o pe doamna Gorghiu, pe domnul Roman, ambii. Doamna Gorghiu este inițiatorul pensiilor speciale pentru aviatori, domnul Roman de la PNL este inițiatorul pensiilor speciale pentru angajații curții de conturi. Ieri am convocat biroul permanent al Senatului în încercarea de a trece dublarea alocațiilor pentru copii, după cum știți. După ce Parlamentul a decis dublarea alocațiilor pentru copii, guvernul Orban a dat o ordonanță de urgență prin care a eliminat această dublare, practic a respins ceea ce Parlamentul a decis. Președintele Iohannis a retrimis la reexaminare legea prin care Parlamentul respingea această decizie cinică a guvernului de a nu mări alocațiile pentru copii. Am convocat biroul permanent ieri pentru a doua oară în această săptămână pentru a trece această lege de dublare alocațiilor pentru copii. Pentru că s-au plâns, spre exemplu, cei de la PNR în mod special, că n-ar fi resurse pentru aceste alocații. Și am spus, vreți resurse? Avem două surse importante. Fondul de rezervă pe care l-ați alimentat acum prin ordonanță de urgență și în vară, unde din diverse locuri, în special de investiții, guvernul a luat 3,8 miliarde și a dus în fondul de rezervă la dispoziția primului ministru. Pentru ce? Pentru a fi dat primarilor PNL. Dacă intra în vigoare legea aprobată de Parlament cu dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 septembrie, era nevoie de 2,2 miliarde până la sfârșitul anului. Deci banii au fost. O altă sursă poate fi, dacă acești domni se gândesc foarte serios, cum spuneam, pensiile speciale, eliminarea sau impozitarea pensiilor speciale. Ieri am făcut biroul permanent al Senatului, nu a venit nimeni la serviciu. Pentru a cincea oară, senatorii PNL, USR și UDMR, refuză să vină la serviciu. Și ne vorbesc nouă de pensii speciale. Ne-am spus, decidem la ora 1 dublarea alocațiilor pentru copii și la ora 2, dacă vreți, trecem orice lege a PNL, a PSD, privind impozitarea pensiilor speciale, ca să avem resurse. Ați anunțat prezența fizică? Nu, online. Online. Chiar online. Nici măcar online nu s-au prezentat. Le este frică, pur și simplu, de această decizie de dublare a alocațiilor pentru copii, parcă nu ar fi trăitori în această țară. Le-am spus colegilor de la PNL, câteva dintre ei, știți că în jurul Bucureștiului sunt copii care se așteaptă unul pe altul să vină de la școală ca să ia încălțămintea, să meargă în tura de după amiază? Adică se întâmplă lucrul ăsta în jurul Bucureștiului, nu undeva departe, la câțiva kilometri de București. Sunt zeci de familii care nu pot să le asigure copiilor
despre ce discutăm, de mărirea pensiilor, de la 100, de la dublarea alocațiilor de la 150 la 300 de lei. Dar adică președintele spunea și faptul că pandemia a adus, iată, cheltuieli care erau neprevăzute. Tocmai v-am spus, 3,8 miliarde în fondul de rezervă al premierului. Știți că în toamnă s-au dat bani pentru autoritățile locale. Unele sume absolut necesare. Dar ce să vezi? Pentru primăriile conduse de PSD s-au alocat câte 200 de mii de lei, pentru primăriile conduse de PNL 800-900 de mii de lei, fără niciun fel de criteriu obiectiv. Ce populație, ce proiecte, pur și simplu, uitați-vă pe listă, o să vedeți unde sunt primari PSD 200 de mii de lei, unde sunt primari PNL 800 de mii de lei. Despre ce este vorba? Despre pușculița guvernamentală pe care domnul Orban o alimentează luând bani de la investiții, luând bani de la copii. În loc să dea la primăriile PNL, trebuia să dubleze alocațiile pentru copii, așa cum a spus Parlamentul României. Dacă mai suntem o țară în care Parlamentul este principala instituție de reprezentare a poporului român.